Salutare, mă cheamă Topi Hatch și bine ați venit la încă un episod din canalul meu. Astăzi cu prietenul meu Nicu, zi bun Nicu la oameni. Este un pic răgușit, dar nu o să vorbească așa de mult, dar în fine, bun, hai să începem speedrunner-ul. Și nu mai știu ce să zic, singura chestie care o să zic este că, bă, ce s-a întâmplat cu vizionările mele? M-am dus până la, videoclipurile mele au avut 100 de vizionări până la 20 de vizionări. Nu știu ce face YouTube, dar sper să se fixeze asta, că dacă nu, eu mai fac videouri. Sper să terminăm jocul ăsta rapid, ca să mai am timp să fac alte chestii. Aici facem o scurtă tură. Haide! Băga mi-aștept pe acest om de știință. Intră! Ok, în sfârșit. Bă! Dă-te! Oh my god, urăsc în puii mei astea. Băieți, îmi cer scuze. Vă puteți să închideți volumul ca să nu vă țip în urechile voastre, corect? Nicu, sper că nu ți-am rupt timpanele, că am dat rage. We'll be deviating a bit from standard analysis procedures today, Gordon. Yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, if you follow standard insertion procedures, everything will be fine. I don't know how you can say that, although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. Am făcut așa un pic mai rapid aici, să nu mai se miște până aici, până aici. Gordon, we have complete confidence in you. Well, go ahead. Let's let him in now. Testing. Deci să mai așteptăm aici și putem să ne ducem foarte rapid. All right, Gordon, your suit should keep you comfortable for all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. If you would be so good as to climb up and start the rotors, we can bring the anti-mass spectrometer to perfect. Am activat motorul. Thank you.
dai. Stai un pic. Bă, s-a blocat. Bă, s-a blocat. Ok, bă, s-a... Na, bro, tai. Ok, băieți, deci am pierdut 5 minute din acest speedrun, dar în sfârșit nu mai s-a bucuit. Doamne, dar ce nevoie era, corect? Aici nu o să vorbesc așa de mult în videoclipul ăsta, pentru că trebuie să mă concentrez în acest speedrun și da... Bun. Bun, acum activ. Acum începe. Ce s-a întâmplat? Așa. Bă, dar nu m- lift un pic. Why did you make this show? We warned. I never thought I'd see a resonance cascade, let alone create one. Sper că se ultimul cut. Thank God for that hazard suit. I'm afraid to move him and all our phones are out. Please get to the surface as soon as you can and let someone know we're stranded down here. You'll need me to activate the retinal scanner. I'm sure the rest of the science team will gladly help you. I certainly hope you will. Thank you.
te cred! Nu te cred cât de enervat! În sfârșit, perfect. Am făcut, am făcut un, am făcut o trick. Perfect, perfect. Și acest, bun, deci am dat skip la un capitol, perfect. V-am călcat pe ceva.
No, 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 no. Așa. Cine a venit? Da, băi, deci vreau să zic că ai că sunte pe un server privat, nu, la un canal de voce privat, deci nu o să vină așa de multă lume și da. Da, eu nu glumesc, să nu mă fac să mă aud pe mine, deci vreau să nu mai primesc foarte puține vizionări. De dinainte am avut 100 sau mai multe vizionări și acum s-a dus până la 29 de vizionări. Ce bullshit-ul ăsta. Vezi, nu mai fac videoclipuri dacă primesc aceste vizionări. Nu știu ce mă alunecă aceste scări. Poți să fac, pot merge cu grenadă? Stai. Așa, în sfârșit. Nicu. Am făcut un glitch, băieți. Nicule, ce se joacă Topi Head? Half-Life. Se numește Half-Life pe joc. De asta e, aoleu, am uitat că este un revolver aici. Partea greșită.
aici. Dai, fii atent, în acest nivel o să treacă, trebuie să am mai mult, deci să scot o grămadă de viață ca să ajung rapid, deci să mă vindec. Ok, gata. Wow. Nu, partea greșită. Aici, așa, bun. Stai. O bune, dar aici te dă. Nu știu ce, nu știu ce, nu știu, nu știu ce se întâmplă, jocul, te cred din cauza că e așa de vechi jocul încât îți bate joc de mine pe bune acum. Băi, îmi cer scuze, dar ură să fac speedrun în jocul ăsta, eu nu știu de ce, dar pentru că eu nu mai am nicio idee ce să fac la niște, ce video să mai fac. Să fac video cu asta. Wow. Să aveți jocul ca să nu mă... Că nu este autosave-ul, e enervant. Mai enervant decât n-a putut să trebuie. Mamă, aveam un HP. Distrug cutii că are astea chestii noi. Tare, corect. Mulțumesc pentru viață, domnule. Bro, ce? Na, bro, sunt mort. What? What? Chica... Stai scună. Oh, nu, sunt mort. Ba, am nevoie de HP. Nu, nu miracolul de Crăciun, miracolul de Halloween. Bă, ridică-te sus, băi, grasule, de caracter. Ok. Ma, dar chiar e vechi la cum se mișcă. Băi, jaca ating firul încă. Am nevoie de viață. Stai. Stai, trebuie să îmi cer scuze, băi, să se ne întoarcem înapoi. Încă o dată, dar fără să iau full damage. Stai, există o cale. Nu. Nu. Stai, mă. Vezi ce ți-am zis? Ia ceva, trebuie să stau lângă un perete și gata.
o să doar mă duc să fac b-hop. Să... Ai văzut cum m-am plecat peste tot? După ce se bat ăștia, eu mă duc așa. Ai văzut? Dar se vede după grafic cât de vechi e jocul. Da, de mai ușor să fac speedrun. Dar dacă să nu mai să nu fac prostii. Cred că o să-mi iau un Nintendo Switch la Black Friday. Merită? Faza e că a fost Black Friday până pe 28. Mama, asta a fost cu PC. Nu! Hai să plece trenul fără mine, că nici nu pasă. Bă, știu că stă o grămadă de bugi. Eu nu știu cum am ratat gloanțele. Aici știu că e o capcană. Aici știu că sunt grenăzi de submachine gun. Stai. Easy. Da, da, curios, că tare jocul. Și aici dăm skip. Eu cred că dacă stai că-ți ia două, trei ore. Stai. Trebuie să mă vin, scuze. Bă, că n-am murit! Așa. Așa, perfect. Mă, dar ce troll le-am dat, corect? Da. Așa, așa. Ok. Și aici știu că este... aici pot să fac așa și gata. O să treacă un pic timp. Mă, dar cum se mișcă? Stai. Eu n-am nevoie de viață, că sunt deja am 100% viață. Deci... Ok, așteptăm să se deschidă astea, ok, perfect.
Că dacă nu așteptăm să se deschide geamule, nu o să se deschide ușa asta, așa se întâmplă. Acum ne duce cu Dita mai camion, nu camion, tren. Hai stai. Din backrooms, ceva? Asta nu e backrooms. Ue, vream back. Vream să apară un monstru din backrooms. Așteptam un pic să ajung acolo. Înțeles? Să mă duc în sus. Hai, deschide ușa. Perfect, a deschis ușa extraterestru, să ne ducem un pic mai rapid. Dați o dată, omule. Bun, am ajuns la jumătatea jocului. Adică mai avem încă jumătate până terminăm jocul ăsta. Deja de 40 de minute. Nu mai am. O oră și 20 de minute, joacă de 40 de minute. Dacă joci așa normal. Dacă joci așa normal. Dai. Mamă, ce viteză am luat. După ce termin videoclipul, jucăm pe electarul. După ce terminăm videoclipul? Da. Păi eu ce am zis, că după ce termin, dacă jucăm pe electarul, asta am zis. A, da.
sorry. Păi nu închide filmarea când te supraviețuiești, opa, jocul, că eu așa, că eu așa fac. Bro! No, sunt mort. Edi. Ciao. Așa ai murit, degeaba. Da, mă... Oh my god, a trecut, însă și de asta a fost pe PC. Acum trebuie să găsești ceva. Și acum vine Huggy Wuggy. Ce știu eu? Că zici că pe, că zici că pe acolo vine Huggy Wuggy, mă jur. Nu vă vedo clipul 15, pe bune acum. Așa, nu pasă. Ce mai e? Dai așa. Dai. Aici cu mine. Nu e panică mare, dar urmărește-mă.
Hai, deschide ușa. Nu, am uitat ceva, am uitat ceva. Ah, nu, am uitat am uitat ceva, o armă. Stai. Dacă nu mă duc cu arma aia, să mor. Bă, sunt mort, corect? Da, mă mănâncă. Bă, a pus o grenadă aici. Ce pușcător bun sunt. Activez alea la naiba. Da, helicopterul nu-l pot da jos. Nu, dar dacă așa ar fi mai bine. Haide, ce-a fost abuzitul ăsta?
Ce am făcut? Ce s-a întâmplat? Extraordinar. Ai nevoie. Perfect, am viața înapoi. Calmă. Helicopter și-a luat instant karma. Dar e ceva ce nu înțeleg ăștia, de ce nu te lasă să pleci? Nu pot să am și eu nicio pauză. Este aici. Ce
da, te ajut, te ajut. Bă, cum nu ai murit? Bro, cum nu mori? E... Bă, what? What? Ce-a... Na, mă, jocul ăsta își bate joc de mine. Ai văzut ce-a făcut jocul ăsta? În sfârșit am murit. Ce ridicol a fost pe bune. Bă, fă liniște, am zis omule. Fă liniște, ai înțeles? Vorbesc. Băieți, deci hai că m-am plictisit jocul ăsta. Nu o să termin tot speedrun-ul ăsta. Deci o să ajung la acest nivel. Mulțumesc că ați uitat și ne vedem data viitoare. La revedere!